De ce se nasc unii în familii bune, iar alții sunt abandonați la naștere și ajung în orfelinate? De ce se nasc unii sănătoși, iar alții cu boli genetice, malformați sau cu diverse handicapuri? De ce sunt unii purtați dintr-un necaz în altul, deși sunt oameni buni, iar alții se bucură de liniște și prosperitate, deși sunt răi și corupți? Răspunsul e simplu pentru cei ce acceptă doctrina reîncarnării. Fiecare este pedepsit sau răsplătit în mod echitabil pentru faptele sale din vieți anterioare. În acest episod evaluăm logica reîncarnării, încercând să înțelegem mecanismul ei, precum și justiția socială pe care pretinde că o împlinește. Dar nu înainte de a începe cu semnul Sfintei Cruci. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Conceptul reîncarnării este de un interes imens în Occident. Nu doar între cei care practică yoga sau budismul sau reiki sau între cei interesați de parapsihologie, ci și pentru mulți așa ziși liberi cugetători. Unii nemulțumiți de posibilitățile științei în definirea rostului existenței, iar alții nemulțumiți cu tradiționala credință creștină. Credința în reîncarnare deschide o perspectivă foarte atractivă pentru omul contemporan. Dacă nu reușești să atingi un alte culmi spirituale în această viață, șansa îți rămâne deschisă în multe alte vieți viitoare. Și după cum am spus în introducere, un alt motiv important pentru acceptarea reîncarnării este că pare să explice diferențele dintre noi. Unii nu mai pot de bine, iar alții sunt chinuiți de diverse handicapuri. Unii sunt bogați, alții la limita supraviețuirii. Unii au succes fără a fi religioși, iar alții sunt marginalizați constant în ciuda dedicărilor religioase. Karma explică aceste diferențe ca rezultat al vieților anterioare, bune sau rele, care și-au răsplata în prezent. Prin urmare, reîncarnarea pare o modalitate perfectă de a pedepsi sau de a recompensa faptele cuiva și de a face posibil progresul spiritual prin resurse proprii, fără a fi nevoie de credința creștină. Subiectul reîncarnării cere o abordare serioasă și am decis să-l prezint pe parcursul la 3 episoade. Toate 3 se bazează pe informații deja prezentate în această carte, iar în acest episod voi vorbi despre mecanismul reîncarnării și măsura în care asigură continuitatea identității personale, precum și de măsura în care poate împlini acea justiție socială perfectă. În următorul episod, adică numărul 11, voi vorbi despre dovezile aduse în favoarea ei, iar în al treilea, adică numărul 12, voi vorbi despre relația dintre doctrina reîncarnării și credința creștină, inclusiv de așa zisele confirmări pe care le găsim în Biblie și în scrierile părinților bisericii. Să vedem, deci, cine, ce și cum se reîncarnează. După cum am văzut în episodul 7, conceptul reîncarnării apare abia în Upanishade, deci abia în secolul 8 sau 7 înainte de Hristos. Vă voi reaminti de acolo că rezultatul ignoranței individului de a-și cunoaște adevărata identitate face operantă legea karmei, acea lege a cauzei și a efectului în lumea spirituală.
Reîncarnarea este modul practic în care se ajunge la consumarea fructului faptelor din viețile anterioare. Aceste fructe ale faptelor forțează sinele într-o nouă existență materială până ce întreaga datorie karmică este satisfăcută și plătită. Acest moment corespunde eliberării sinelui din ciclul nesfârșit al reîncarnărilor și aș vrea să vă prezint aici o ilustrație sugestivă. Iată o imagine în care se vede cum același sine se spune că traversează o serie de diverse existențe animale și din când în când apare una umană. În Yoga Sutra, tratatul de căpătâi al sistemului filozofic yoga, găsim o descriere mai amănunțită a mecanismului reîncarnării. Cauzele suferinței sunt numite klesha. Ele sunt 5 la număr, iar ignoranța este doar prima din ele și originea celorlalte. Dispariția ei duce la dispariția tuturor și, în consecință, la dobândirea eliberării. Celelalte 4 klesha enumerate în Yoga Sutra 2:3, care urmează ignoranței, sunt ființarea individuală, plăcerea, aversiunea și iubirea vieții. Prima din cele 4, ființarea individuală sau asmita, e corespondentul conștiinței în termenii filozofiei minții, iar ultima e iubirea vieții, sau mai bine zis, încăpățânarea de a trăi existența personală. Ele sunt cauze ale suferinței prin faptul că alimentează confuzia dintre adevăratul sine, Atman, care e de natură impersonală, și falsul sine, cel care ne face să iubim existența personală. Experimentate la nivelul existenței individuale, cele 5 cauze ale suferinței duc la formarea întipăririlor mentale, numite samskara, adică a experiențelor individuale ca acte conștiente și voite. Nu orice acțiune, ca de exemplu mersul pe jos, are un efect karmic, ci doar cele intenționale, făcute în ignoranță și urmărind fructul ignoranței. După cum arată Gheorghe Jurj în comentariul său la Yoga Sutra, citez: faptele care duc la karma sunt multitudinea momentelor decizionale presărate de-a lungul activității, libertatea de a acționa într-un fel sau altul, sau de a nu acționa în niciun fel, libertate ce decurge din raportarea eului la finalitatea actului. Confuzia dintre adevăratul sine și activitatea mentală face ca experiențele avute ca individ să ducă la susținerea iluziei existenței personale și la recompensarea faptelor pe calea reîncarnării. După cum arată domnul Jurj, citez: ideea însăși de eu ca suport al faptelor este o forță a ignoranței. Câtă vreme există un cineva care să ia în posesiune fapta, trebuie să existe și locul în care faptele să fie adunate, un depozit, așaia, ale lor, din care vor fi scoase. Acest depozit informațional al faptelor e numit în Yoga Sutra 2:12 Karmashaya și e definit drept totalitatea întipăririlor, adică samskara, ce nu s-au putut manifesta, faptele ce nu au dat fruct în limitele vieții. În niciun caz nu poate fi vorba de o memorie conștientă, adică de o serie de informații care se pot conștientiza. Acest depozit al karmei dictează în mod impersonal și mecanic noua naștere, durata vieții și experiențele care trebuie să o însoțească.
dat fiind faptul că am trăit o infinitate de vieți și în toate am acumulat întipăriri mentale, filosofia yoga susține că purtăm o imensă zestre de acumulări karmice din aceste vieți anterioare. Această zestre e numită vasana, fiind un fel de ocean al potențialităților latente ale subconștientului, care așteaptă momentul potrivit, adică existența potrivită, pentru a se manifesta. Mircea Eliade explică, citez: vasanele condiționează caracterul specific al fiecărui individ, iar această condiționare este conformă atât eredității, cât și situației karmice a individului. Într-adevăr, tot ceea ce definește specificitatea netransmisibilă a individului, precum și structura instinctelor omenești, este produs de vasana, de subconștient. Atunci când condițiile sunt favorabile, adică atunci când are loc o anumită încarnare ca om sau animal, se manifestă acele potențialități karmice care au ajuns la coacere, să zicem așa, potrivite pentru acea viață. În budism, după cum am văzut în episodul anterior, reîncarnarea este reactualizarea unei serii de cinci agregate într-o nouă existență, ca urmare a ignoranței. Karma și reîncarnarea funcționează în budism fără a fi nevoie de un sine substanțial, astfel încât doar fluxul mental ia forma unei noi existențe temporare. Vă amintiți probabil din episodul anterior de flacăra care se transmite de la o lumânare la alta fără transfer de substanță. O altă ilustrație potrivită în budism e învățarea unui vers de elev de la profesorul său. Nici flacăra, nici versul nu au o substanță proprie și nu implică un transfer de substanță. Un aspect pe care trebuie să-l înțelegem este faptul că legea karmei nu pedepsește doar faptele rele ale unui individ. Toate faptele atrag karma. Spre exemplu, în Mundaka Upanishad se spune că inclusiv faptele bune forțează omul într-o nouă reîncarnare. Citez: după ce s-au bucurat de rodul faptelor lor bune în locașul ceresc, ei se pogoară din nou în lumea aceasta sau într-una mai rea. Iar Masao Abe, unul din marii apostoli ai budismului zen în Occident, susține cam același lucru, citez: atât faptele bune cât și cele rele sunt privite în budism la fel de rele, în sensul profund și fundamental, pentru că ambele categorii sunt determinate nu doar de stimul extern și motive interne conștiente, ci și de o voință oarbă interioară și profundă, motiv pentru care leagă persoana de ciclul nesfârșit al reîncarnării. Așadar, faptele bune nu ajută la dobândirea eliberării. Întorcându-ne acum la viziunea hindusă asupra naturii umane, începând cu Upanishadele târzii, omul e văzut ca fiind alcătuit din cinci componente, să zicem așa, concentrice, cinci corpuri care învăluie sinele. Le voi ilustra aici prin foile acestei cepe, dacă îmi reușește experimentul. Corpul fizic, primul, e Anamaya Kosha, sediul pasiunilor și poftelor, fiind format din hrana noastră cea de toate zilele. Corpul fizic este însă ținut în viață de un corp format din prana, adică energia vitală pe care o absorbim din aer prin respirație, despre care am vorbit în episodul 8. De aceea mai este numit și corpul vital. Acesta captează energia vitală universală
numită prana și o distribuie corpului fizic. Următoarele două corpuri sunt de natură mentală. Al treilea este numit corp mental sau manomaya kosha și se formează din percepții, fiind rezultatul activității simțurilor. El este format din gânduri, senzații, dorințe și memorie. Al patrulea corp, corpul intelectului sau vijnana maya kosha, se formează prin acțiunea minții în interpretarea datelor percepției și este responsabil pentru voință. Al cincilea, ananda maya kosha, este corpul care conține sinele. Da? Acesta este sinele și acesta este corpul care îl învăluie. Acesta este corpul care poartă informația karmică și însoțește sinele în reîncarnările sale. De aceea se numește corp cauzal, pentru că poartă cauzele reîncarnărilor. Iar sinele, după cum am spus în episodul 7, e de aceeași natură cu realitatea ultimă. El călătorește, după cum am spus, în seria de reîncarnări, însoțit de corpul cauzal. Restul se opresc odată cu moartea fizică și încetează să mai existe. În filosofia Vedanta, filosofia panteistă care a apărut din Upanishade, aceste cinci straturi formează trei corpuri, adică corpul grosier, format din corpul fizic, corpul subtil sau shukshma sharira, care le conține pe următoarele trei, și corpul cauzal, karana sharira, cel care conține sinele. După cum am spus, corpul cauzal rămâne atașat lui Atman atât timp cât urmează ciclul reîncarnărilor, purtând suma întipărilor mentale, adică samskarasurilor, acumulate în existențele anterioare, ca semințe care vor modela existențele viitoare. Deci acest corp care însoțește sinele în cursul reîncarnărilor nu este o memorie conștientă a vieților trecute, ci o sumă de tendințe ce se vor materializa în viața individului, fără ca el sau ea să o poată înțelege în mod conștient. Odată reîncarnat, sinele împreună cu corpul cauzal își formează un nou corp subtil și un nou corp fizic. Și așa apare o nouă persoană umană supusă cerințelor karmei. Deși reîncarnarea e prezentată drept schimbarea unui corp cu altul, după cum schimbăm un rând de haine cu altul, ea nu funcționează chiar așa. De exemplu, în Bhagavad Gita, zeul Krishna spune, citez, precum un om care, lepădând veșmintele învechite, ia altele noi, așa și cel întrupat, lepădând trupurile învechite, se unește cu altele noi. Totuși, sinele adevărat, acest corp interior, purtătorul veșmintelor, adică a diverselor corpuri, nu e conștient de pelerinajul său. Iar schimbarea ce survine de la o existență la alta e atât de profundă încât nu există un purtător al veșmintelor care să fie conștient de noul său corp. Toate aceste corpuri dispar și sunt refăcute de corpul cauzal, inconștient. Apoi trebuie să explicăm posibilitatea păstrării identității personale sub formă de animal, pentru că reîncarnarea în formă de om este destul de rară. Dar cum poate fi vorba de aceeași persoană în cazul în care parcurgem existențe animale?
pe ce criterii pot susține că sunt aceeași persoană cu viermele, găina sau cine știe ce alt animal care o fi fost locuit de sinele meu? Trebuie să ne punem aceste întrebări pentru că filozofia indiană consideră că între viața omului și cea animalului, chiar dacă ar fi un gândac de bucătărie, există continuitate. Pe această convingere funcționează cerința morală ahimsa, adică prima din cerințele yama din yoga, aceea de a nu ucide nicio ființă vie. În gândacul de bucătărie pe care îl ucizi fără să ai nicio remușcare, poate locui bunica ta, care te-a îngrijit în copilărie. Nu râdeți, pentru că, potrivit concepției indiene clasice despre reîncarnare, aceasta nu e o glumă, ci un fapt de viață. Și acum putem răspunde la întrebarea pusă la început, adică în ce măsură se păstrează identitatea personală prin reîncarnare. E clar că vom accepta sau nu păstrarea identității personale pe calea reîncarnării în funcție de ceea ce considerăm a fi sinele și dacă acest sine are o natură personală. Este ușor de stabilit ce nu se poate păstra prin reîncarnare: corpul fizic, creierul, conștiința și memoria. Adică nimic din ceea ce filosofia minții consideră esențial în natura umană pentru a defini identitatea personală. Toate aceste componente sunt abandonate la moarte, iar sinele împreună cu corpul cauzal își construiește o altă identitate la următoarea încarnare. Deci ceea ce se păstrează este de la o reîncarnare la alta este un sine impersonal însoțit de un corp cauzal, adică de totalitatea întipăririlor mentale numite samskaras. Acest sine nu este o memorie conștientă care ar putea asigura continuitatea între vieți, ci o serie de resorturi subconștiente care dictează nașterea, durata vieții și experiențele care o vor însoți. Continuitatea conștiinței, după cum o definește filosofia minții, se pierde prin reîncarnare. În momentul în care se atinge eliberarea, adică corpul cauzal este epuizat și sinele se unește cu Brahman, devine una cu el. Imaginați-vă că acesta ar fi sinele ca o picătură de apă care devine una cu apa din acest pahar. Aceste observații despre mecanismul reîncarnării duc la rezultate descurajatoare pentru acceptarea păstrării identității personale prin reîncarnare. Din moment ce nu persoana se reîncarnează, ci acel sine impersonal însoțit de corpul cauzal, cel pedepsit sau răsplătit nu e aceeași persoană, ci alta. Și atunci la fiecare reîncarnare se generează altă persoană inconștientă de potențialul karmic pe care trebuie să-l stingă. După cum am văzut în anterioarele 3 episoade, persoana e un concept fără finalitate în filosofia indiană. Așa că existența personală trebuie stinsă. De aceea nu e de mirare că nu există interes în filozofia indiană pentru păstrarea identității personale sau în cercetarea criteriilor care stabilesc păstrarea ei de la o încarnare la alta. Acest interes, precum și dovezile aduse în favoarea ei, sunt promovate de adepții occidentali ai reîncarnării, pentru care sufletul este cel care se reîncarnează, desăvârșindu-se de la o încarnare la alta. Și acum să vedem în ce formă a ajuns doctrina reîncarnării în Occident.
într-o formă mai ușor de acceptat decât varianta hindusă sau budistă. Cea mai veche formă a unei credințe în reîncarnare în Europa, adică în Occident, să spunem așa, datează din vremea lui Pitagora, adică din secolul 6 înainte de Hristos. Prin intermediul pitagorismului, ea a ajuns la Platon, care o afirmă în câteva dialoguri, apoi a devenit o doctrină a gnosticismului în secolul 1 și 2 după Hristos și a neoplatonismului în secolul 3 după Hristos, în final fiind preluată de tradițiile gnostice medievale, de exemplu de catari și de bogomili în secolele 11 și 12, însă rămânând întotdeauna o doctrină rezervată inițiaților. În iudaism, reîncarnarea a apărut abia în secolul al XIII-lea după Hristos, prin școala mistică numită Kabbala. Rabinii secolului al XII-lea, precum Halevi și Maimonide, nu o menționează în scrierile lor. Așa că reîncarnarea în iudaism, numită Gilgul, devine populară abia în Zohar, un text cabalist din secolul al XIII-lea, și apoi a fost promovată prin cărțile rabinului Luria și ale discipolilor săi abia în secolul al XVI-lea. O acceptare mai largă a reîncarnării în Occident a avut loc abia începând cu secolul al XIX-lea prin teosofie și apoi prin antroposofie. Societatea teosofică a fost fondată de Helena Blavatsky în secolul al XIX-lea, iar cea antroposofică a fost fondată de Rudolf Steiner la sfârșitul aceluiași secol. Ca rezultat al eforturilor lor, a mulțimii de maestri indieni care s-au stabilit de atunci în Occident și a fenomenului New Age, reîncarnarea a devenit astăzi una din cele mai populare explicații ale originii și semnificației vieții. Ceea ce se reîncarnează a ajuns să nu mai fie considerat un sine impersonal, ci sufletul, o entitate care păstrează atributele existenței personale de la o viață la alta. Această convingere este însă un compromis, rezultat din dorința de a adapta doctrina reîncarnării gândirii occidentale, conform căreia sinele nu poate avea o natură impersonală. Deși această adaptare, să zicem așa, ne indică o căutare a nemuririi în formă personală, ea se îndepărtează esențial de spiritualitatea orientală clasică. Departe de a mai fi considerată un chin din care omul trebuie să se sustragă prin însăși abolirea statutului său personal, ezoterismul modern vede reîncarnarea ca o eternă progresie a sufletului spre existențe din ce în ce mai evoluate spiritual. Elizabeth Kübler-Ross, una dintre promotorii de seamă a acestui nou înțeles al reîncarnării în Occident, afirmă, citez, odată ce am trecut toate testele, ne-am învățat lecția și am avut toate experiențele pozitive posibile în viața trupească, nu va mai fi nevoie să ne reîncarnăm și putem trece într-o formă superioară a existenței, cu noi experiențe și o nouă creștere spirituală. Întotdeauna ni se dă o a doua șansă și încă o șansă și încă una, până când toți vom putea absolvi creșterea spirituală și ne vom reîntoarce la sursa și creatorul vieții. Spre exemplu, iată cum este definită reîncarnarea de către Aurel Popescu Bălcești, un medic român care popularizează și el spiritualitatea ezoterică. Citez. Reîncarnarea este trecerea unor ființe conștiente, nepieritoare, într-un alt corp fizic,
potrivit evoluției sale spirituale, prin ajutorul căruia spiritul, ca ființă conștientă, dotat cu memorie și gândire, va lua mai departe cunoștință de fapte și lucruri noi din lumea fizică pentru a-și îmbunătăți învățămintele. Această definiție, deși urmează cerințele filosofiei minții pentru păstrarea identității personale, nu mai păstrează decât o vagă legătură cu spiritualitatea indiană, cu atât mai mult cu cât deasupra karmei se ridică, spune el, un juriu de spirite ce hotărăsc noua reîncarnare. Asemenea, adaptări ale semnificației și ale mecanismului reîncarnării pot fi întâlnite chiar și în scrierile unor maeștri indieni. Ei au recurs la acest compromis ca urmare a necesității de a-și adapta doctrina la cerințele mentalității occidentale. Spre exemplu, Sri Chinmoy, un celebru guru indian a cărui mișcare e prezentă și în România, vorbește de o judecată a sufletului în fața unui Dumnezeu personal, în totală contradicție cu filozofia sa panteistă, în care acel Dumnezeu nu și-are locul. Citez: sufletul trebuie să stea în fața lui Dumnezeu și să-i spună ce a realizat el în încarnarea trecută. El își va da seama de posibilitățile viitoare lui încarnări și va face promisiuni divinului. Rudolf Steiner, fondatorul antroposofiei și al sistemului de educație alternativă Waldorf, atât de iubit de creștinii zilelor noastre, arată că una din marile noutăți aduse de mișcarea antroposofică este de a duce sufletului omenesc într-un mod cât mai convingător învățătura despre karma și reîncarnare. Conform filozofiei sale, omul este compus din 4 corpuri, adică corpul fizic, corpul eteric, corpul astral și eul. Găsim acest model folosit și în medicina antroposofică. Corpul fizic este ținut în viață de corpul eteric. Dacă nu ar exista corpul eteric, corpul fizic ar fi doar un cadavru. Dar dacă ar fi doar acest corp eteric în constituția noastră, am fi în stare de comă. Un corp de această natură, deci fizic și eteric, îl au și plantele. Ceea ce face corpul nostru și al animalilor sensibil și activ este corpul astral, pe care îl are fiecare specie de animal potrivit speciei sale. Omul are însă și un alt corp care îl diferențiază de regnul animal și care îi conferă conștiința de sine. Acesta este eul sau spiritul, care, asemenea lui Atman, trece prin numeroase încarnări conform legii karmei. În antroposofie, reîncarnarea nu este însă o pedeapsă pentru ignoranță sau pentru păcate, ci modul prin care specia umană evoluează spre stări de conștiință tot mai înalte. În cuvintele lui Steiner, citez: eul este sufletul inteligent și conștient, este individualitatea umană indestructibilă care poate învăța să zidească alte corpuri. Este inexprimabilul, în același timp eu omenesc și eu divin. Acestea fiind spuse despre natura entității care se reîncarnează, să vedem în ce măsură sunt justificate afirmațiile făcute în introducere despre suferință ca pedeapsă pentru păcate făcute în alte vieți. La o privire mai atentă a modului cum funcționează karma și reîncarnarea, apar cel puțin 2 probleme majore care ar trebui să ne dea de gândit. Una este, desigur, imposibilitatea păstrării conștiinței de la o viață la alta,
și deci imposibilitatea răsplătirii aceleiași persoane pentru binele sau răul ce l-a făcut în alte existențe. Iar cealaltă problemă e legată de imposibilitatea opririi răului global ce se manifestă de-a lungul generațiilor. Aceste două probleme se pot reformula mai clar în modul următor. În primul rând, din moment ce suferința, memoria, dreptatea și mulțumirea de sine sunt resimțite numai la nivelul conștiinței, iar conștiința încetează să mai existe odată cu moartea fizică, înseamnă că o altă persoană cu o altă conștiință generată în alt corp va suporta consecințele karmice generate în viața prezentă. Entitatea care se reîncarnează, adică sinele însoțit de corpul cauzal, nu e însoțită de conștiință, sinele real fiind doar un simplu spectator la fluxul vieții mentale. Conștiința e doar temporar asociată sinelui, abandonându-l odată cu moartea fizică. Dacă în acel moment datoria karmică este nulă, despărțirea de existența personală este definitivă și se atinge eliberarea. Dacă nu, sinele intră într-o nouă existență până când se consumă în întregime datoria karmică produsă de ignoranță. Odată cu asocierea sinelui cu o nouă existență personală, se naște o nouă persoană, fără nicio continuitate cu a conștiinței cu prima. Iar aceasta va experimenta efectele karmice produse de existențele anterioare. Ori asta vine împotriva înțelegerii pe care o avem despre dreptate și justiție. Cea de-a doua obiecție este legată de faptul că prin aplicarea legii karmei nu există nicio garanție că se va ajunge vreodată la plătirea integrală a datoriei karmice a măcar unui singur individ. În loc ca persoana care urmează să plătească datoriile karmice ale celei anterioare să o facă într-un spirit de supunere și resemnare, este mult mai probabil ca ea să se revolte împotriva acestei stări de lucruri nedrepte și prin urmare să acumuleze o datorie karmică tot mai mare. O ilustrație potrivită ar fi cea copilului care este pedepsit după ce a uitat care sunt faptele pentru care își merită pedeapsa. În loc să se corecteze, este mai probabil că se va revolta împotriva nedreptății comise. Tot așa, dacă nu știm pentru ce ne pedepsește karma, e puțin probabil să răbdăm resemnați acțiunea ei în această viață și să atingem eliberarea. Aceste două obiecții devin și mai clare dacă le aplicăm unui personaj real cu o enormă datorie karmică, cum ar fi, de exemplu, unul din liderii sau torționarii comuniști ai anilor 50. Să luăm ca exemplu pe Eugen Țurcanu, cel mai cunoscut torționar al experimentului Pitești. Cu siguranță ați auzit de experimentul Pitești, unul din episoadele cele mai crunte ale comunismului din România, constând în cel mai inuman program de tortură fizică și mentală adresat dușmanilor poporului, cu scopul de a-i reeduca în spiritul ideologiei comuniste. Acum, adepții reîncarnării vor spune că va fi nevoie de foarte multe reîncarnări pentru a se consuma datoria karmică a lui Țurcanu. Copilul care s-a născut sau urmează să se nască pentru a suporta consecințele faptelor sale va avea de trăit o viață extrem de crudă.
cele două obiecții formulate anterior, aplicate acestui caz, pot fi formulate în felul următor. În primul rând, conștiința lui Țurcanu a încetat să mai existe odată cu moartea sa fizică. Conform filosofiei hinduse, numai sinele însoțit de corpul cauzal, adică purtătorul datoriei karmice, urmează să se reîncarneze. Însă între persoana lui Țurcanu și cea apărută în prima sa reîncarnare, nu există niciun fel de continuitate la nivel de conștiință și memorie. Această nouă persoană nu știe de ce trebuie să îndure chinurile la care este supusă. Nu știe că trebuie să plătească karma lui Țurcanu. După o moarte la fel de crudă cum a fost și viața acestui individ, urmează multe alte existențe ale unor persoane ce vor continua să plătească karma lui Țurcanu. Culmea ridicolului este că torționarul șef de la Pitești, singurul care trebuia să sufere la nivel fizic și mental consecințele actelor sale, a dispărut odată cu moartea sa fizică, în timp ce alte persoane, cu totul străine de situație și nevinovate, plătesc consecințele faptelor sale. Al doilea argument arată că urmarea greutăților pe care trebuie să le îndure subiecții care plătesc acum karma lui Țurcanu e că ei se vor revolta în fața acestei stări de lucruri și vor acumula o datorie karmică mai mare. Fiecare din aceste persoane devine o sursă suplimentară de datorie karmică, inițiind o nouă serie de întipăriri mentale care vor rodi în vieți viitoare. La fel s-au petrecut lucrurile și în cazul lui Țurcanu. Oricine ar fi fost el într-o viață anterioară, și-a complicat foarte mult karma cât timp a fost executantul zelos al experimentului Pitești. Așadar, în loc să se stingă, karma se amplifică exponențial. Plecând de la o singură viață, precum cea lui Țurcanu, se ajunge la un număr foarte mare de vieți necesare pentru a plăti karma lui. Și dacă aducem în discuție cazurile lui Hitler sau Stalin, cu milioanele lor de victime, problemele se amplifică exponențial. Deci lucrurile se complică și mai mult dacă am încercat să înțelegem cum funcționează legea karmei în cazul, de exemplu, celor 6 milioane de evrei exterminați în lagărele de concentrare naziste din timpul celui de-al doilea război mondial. Evident, ar trebui să acceptăm că și-au primit astfel răsplata pentru crime odioase înfăptuite de ei în vieța anterioare. Însă, conform legii karmei, acele crime odioase au fost făcute la adresa unor care o meritau, iar aceștia la rândul lor, și așa merge mai departe într-un ciclu nesfârșit. Ca să nu mai vorbim de faptul că după Holocaust ar trebui să ne așteptăm să fie exterminați alte 6 milioane de oameni, adică reîncarnările naziștilor cu pricina, iar noi criminali să-și aștepte și ei pedeapsa. Și acest ciclu se repetă la nesfârșit, și în trecut, și în viitor. Dacă reîncarnarea are locul adevărat, ea alungă orice motivație pentru a trăi virtuțile morale. De exemplu, ce motivație poate da karma pentru, să zicem, salvarea unui copil de la un nec? Dacă urmăm cu consecvență legea karmei, trebuie să considerăm că este urmarea unui fapt petrecut într-o viață anterioară, adică o pedeapsă pentru un rău făcut în acea viață. Copilul care se neacă trebuie să-și primească pedeapsa, pentru că nimic nu scapă de sub controlul karmei.
Așadar, el trebuie lăsat să se înnece. Un potențial salvator n-ar face decât să-și complice propria datorie karmică, pentru că s-ar opune împlinirii ei în cazul copilului. La fel, dacă vedem un om murind de foame, motivul este că într-o viață anterioară a fost cineva care a lăsat pe alții să moară de foame. Așa că nu trebuie să ne interpunem justiției karmice. Războaiele, calamitățile naturale, epidemiile și alte catastrofe ar trebui deci privite cu detașare, fiind chiar utile pentru plătirea datoriei karmice a celor care le cad victime. Așadar, dacă aplicăm această doctrină pe meleagurile noastre, ar trebui să acceptăm că toți cei, să zicem, persecutați de comuniști, trimiși în lagăre de muncă forțată, deportați în bărăgan, țăranii închiși sau uciși pentru că refuzau cooperativizarea agriculturii, preoții și persoanele consacrate care refuzau compromisul, lepădarea de credință sau cooperarea cu autoritățile comuniste, copiii infectați cu HIV în spitale în anii 80 sau copiii de astăzi bolnavi de cancer, orfanii instituționalizați, toți aceștia și-au meritat soarta. Toate nenorocirile abătute asupra lor se justifică prin karma lor ajunsă la rodire. Și pe de altă parte, torționarii închisorilor comuniste nu au făcut decât să înfăptuiască dreptatea karmei, așa că nu avem pentru ce să-i aducem în fața justiției, pentru că ei au fost instrumentele înfăptuirii dreptății karmice. Așadar, karma și reîncarnarea sunt concepte ce stau în antiteză cu logica, cu dreptatea socială și cu morala. Privind dincolo de aparentul confort ce-l conferă acestei vieți, promițând înfăptuirea dreptății pentru toți și nenumărate vieți viitoare pentru atingerea desăvârșirii, nu numai că nu explică nimic, dar face loc unor interpretări strigătoare la cer și duc doar la resemnare și disperare. Și totuși, în ciuda acestor concluzii privind mecanismul reîncarnării, se spune că există dovezi de-a dreptul științifice în favoarea ei. Dar pe acestea le vom examina abia în episodul următor. Până atunci, rețineți că din punct de vedere filosofic, întrebările cu care am început, acelea legate de explicarea inegalităților dintre noi, nu își află răspunsul în reîncarnare. Deci nu vă lăsați amăgiți. Nu ați trăit vieți anterioare și nici nu mai aveți alte vieți în această lume. Această viață ne ajunge pentru a ne mântui. Doamne ajută!